Coldplay și Clock 10 în matinal la Radio Timișoara, bună dimineața, vezi de țară, iată-te ne ajungi la ora 9 și 17 minute. În studioul Radio Timișoara, în matinal, au sosit și colindători, este vorba despre grupa mare de la grădinița numărul 3 cu program prelungit de pe strada Leonardi Timișoara, grupă condusă de doamnele educatoare Manuela Plioscar și Dana Lazăr. Le spunem bună dimineața! Bună dimineața! Moș Crăciun sosește în data de 25, 24 seara de fapt. Ați scris vreo scrisoare? Le-ați cerut? Da! Ce ați Ia să ascultăm pe unul dintre micuții de aici, sosiți în studioul nostru, care vrea să-mi spună ce a scris moșului. Uite, domnișoara de aici. Cum te numești? Nadina. Și ce ți-ai dorit să te aducă moșul în seara de ajun? Ești nehotărâtă? Nu mai știi? Sunt prea multe, măcar câteva dintre ele. Una. Da, o, ce anume? Ce anume? Un ou, dar nu știu cum se cheamă. Un ou? A, un din ou acela... din ala mare? Nu, e un ou din acela din care iese un, o jucărie de pluș, un puișor care vorbește, dacă nu mă înșel. Da. E așa? Da, știu despre la ce Vinus, este vorba. La Vinus, ce bine le știi tu. Da. Hai să ascultăm și un băiețel. Bună dimineața, cum te numești? Bună dimineața, mă numesc Tudor. Tudor, ce ți-ai dorit de Crăciun? O mașinuță. Pur și simplu, una televizată, ce marcă de mașinuță? Sau mașinuță adevărată? Mașinuță de jucărie. Mașinuță de jucărie. Hai să întrebăm încă o domnișoară. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te numi? Oana Sofia Maria. Oana, ce ți-ai dorit tu să primești anul acesta cadou de Crăciun? Să aducă și o trusă de plușică. Eu am auzit, e vorba despre doctorița Plușica. Că știți că Moș Crăciun aduce cadouri doar în cazul în care ați fost cumiți. Ați fost cumiți anul acesta, da? Da! În 25 aniversăm o sărbătoare, nu doar Crăciunul. Știți despre ce e vorba? Tudor! Nașterea lui Iisus Hristos. Nașterea Mântuitorului, exact. Iar de Crăciun, în general, cântăm colinde. V-ați propus să mergeți cu colinda, așa cum ați venit la noi și în alte locuri, să vă colindați mătușele, bunicii. La ce v-ați gândit anul ăsta? Pe unde să mergeți? Mergem cu colinda. Dar unde? Peste tot. Peste tot. Ați osit și la noi. Ce colind ne cântați în această dimineață? Coborâta. Eu propun la Vinius, dragi ascultători, să-i ascultăm pe micuții noștri colindători de la grădinița cu program prelungit numărul 3. Cine dă tonul, să începem ca să vă asculte și cei ce sunt pe frecvențele Radio Timișoara. În Timișoara, în Arad, în județul Hunedoara, deci suntem cam prin tot vestul țării. 1, 2, 3 și... Coborâta, coborât, ziune de ziua, Îngerul Domnului Sfânt, ziune. La păstori învii flaim, ziure de ziua, aproape de Ierusalim, ziure de ziua. Păstorii l-au întrebat, ziure de ziua, ce vește ne-aduci în sat, ziure de ziua, veste bună voi vesti, ziure de ziua, de voi tot fiți veseli, ziure de ziua, pe la bravo, felicitări, vă mulțumim. Din partea noastră. Cam câți anișori aveți voi?
6 deja. Eu am 6. Mult înainte, vă mulțumim mult că ați fost aici la Radio Timișoara și că ați cântat acest frumos colind în direct. Grupa mare de la grădinița cu numărul 3, cu program prelungit de pe strada Leonard din Timișoara, condusă de doamnele educatoare Manuela Pioscar și Dana Lazar. Să aveți parte de sărbători fericite și un an nou cât mai bun! Sărbători fericite! Mulțumim asemenea și vouă și părinților și doamnelor educatoare. Care dintre voi s-ar gândi să lucreze la radio, acum că ați ajuns în studiourile noastre? Mie mi-ar plăcea! La ce oră vă treziți voi dimineața să mergeți la grădiniță? La 8. Dacă ați vrea să faceți matinalul, așa cum facem noi la radio, ar trebui să vă treziți pe la 4:30, 5. De dimineață, da. Dacă tot vorbeam de ce își doresc copiii să ajungă atunci când vor fi mari, hai să întrebăm 2-3. Cu excepția faptului că, uite, lui Călin a spus că a dorit să lucrați la radio. Tu ce dorești să te faci când vei fi mare, de fapt? Cum te numești? David. Și vreau să mă fac un... politician? Jandar. Bun. Da. Excelent. Să întrebăm și o domnișoară din spate. Bună dimineața, Oana, din nou, dacă nu mă șer, nu-i așa? Medic veterinar. Bravo. Uite tu de acolo cu ochii albaștri. Bună dimineața. Cum te numești? Bianca. Salut, Bianca. La ce te-ai gândit? Că și eu când eram de vârsta ta vroiam să mă fac președinte, deși atunci nu era cazul. Vreau să mă fac. Ce ți-ai dorit să te faci când ești mare? Să iei meseria părinților? Să ajungi vedetă de televiziune? Să fiu, da, doctor. Păi uite cine e aici, Alavinius, pe tricoul domnișoarei Bianca, doctorița Plușica. Acum am recunoscut-o. Și avem aici încă două domnișoare în dreapta. Bună dimineața, cum vă numiți? Bună dimineața. Cum te cheamă? Sara. Tu ce ți-ai dorit să te faci când vei fi mare? Ce meserie să-ți alegi? Crede, Sara, nu s-a gândit. Cealaltă domnișoară, bună dimineața, cum te numești? Raisa, tu ce ți-ai dorit să devii când vei crește mai mare? Tot doctor. Avem un jandar și mai mulți doctori. Un jandar și mai mulți doctori. Bine că nimeni n-a vrut politician. E mai bine așa. Mulțumim încă o dată că ați venit. Tudor, poți să ne spui și tu? Tu mi-ai spus nu. Tu nu. Eu nu. David a spus că vrea să fie jandarm. Tu? Nu te-ai gândit? Sau? Polițist. Da. Polițist. Nimeni nu dorește să fie aviator sau fotbalist? Și eu polițist. Eu militar. Tu militar. Deci un jandarm, să zicem, un coleg cu David vei fi. Tu? Tot militar. Și eu am văzut, după ce plec de acasă, văd întotdeauna un avion așa, mic de război. Da? Care este probabil amplasat într-un semi-muzeu, în zona în care locuiești. În zona calea Șagului. Da? După ce treci și podul, nu? Da. Acolo. Un mic mai vechi, dar care e pus la stradă să-l vadă, iată, chiar și copii. Mulțumim încă o dată că ați trecut pe la noi. Și acolo o să mă duc eu să iau și să mă duc în vânză. Foarte bine. Vă dorim sărbători frumoase, să vină Moș Crăciun, să fie cu torba plină și să vă aducă mai mult decât i-ați cerut. Și să fiți cuminți. Mulțumim. O dimineață frumoasă să aveți. Pe toate cele bune, doamnelor și domnilor, încă o dată, grupa mare de la grădinița numărul 3 cu programul prelungit de pe strada Leonard din Timișoara a fost prezent în studioul Radio Timișoara.